pentru lumina ta vom vedea lumina. Tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Veselește-te, pustie care nu rodeai, bucură-te, ceea ce nu aveai durere, că ți-a înmulțit ție, fii, bărbatul doririlor celor duhovnicești, cu buna credință sădindu-i și cu înfrânarea hrănindu-i spre împlinirea faptei bune, cu ale căruia rugăciuni vistoase, Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-se într-o unire neamestecată, și crucea de voie pentru noi primind, prin care învim pe cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre. Înțelepciune, binecuvintează Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Sfântul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru toți lăudaților apostoli,
ale celui preasfinț părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale sfinților împărași și întocmai cu apostolii cinstiți, Constantin și mama sa Elena, și ale preacuviosului părintelui nostru Dimitrie cel Nou, făcătorul de minuni, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale sfântului ierarh Nectarie de la Eghina, vindecătorul de boli și făcătorul de minuni, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie o vom săvârși, ale sfântului cuvios Eftimie cel Mare și ale sfântului mucenic Eusebiu, a căror pomenire o săvârși, ale sfinților drepților și dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Binecuvintează, Părinte. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu, biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preafericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, Duhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi,
pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu-și aducă aminte de fără de legile și greșelile noastre ale păcătoșilor și nevrednicilor să-i robim, ci cu milostivire să ne curățească păcatele și să-și întoarcă mânia sa, cea cu dreptate pornită asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca nu curgia sa să ne mustre, nici cu mânia sa să ne pedepsească pe noi, ci să-și aducă aminte că trup suntem și duh ce iese și nu se mai întoarce, și cu milostivire să ferească de moarte sufletele noastre, și în mânie să-și aducă aminte de milă, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluie! Dumnezeul nostru, ascultând rugăciunea noastră, să ne împlinească cererile și să nu treacă lacrimile noastre cu vederea, ci să ne izbăvească pe noi mai înainte de a pieri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim slăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui, binecuvântat ești, Doamne! Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Apără, mântuiește!
miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte, și ai primit pentru mântuirea noastră a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, care neschimbat Te-ai întrupat și răstignindu-Te în Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că bun și viitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția Ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Fericiți cei sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi,
că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și minții vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. bărbatul doririlor celor duhovnicești, cu buna credință sădindu-i și cu înfrânarea hrănindu-i spre împlinirea faptei bune, cu ale căruia rugăciuni Hristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre. Chipul crucii tale pe cer văzându-l și capabil chemarea nu de la oamenilor, cel între împărați apostolul tău, Doamne, împărătească cetate în mâinile tale, o apus, pe care mântuiește-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Onule iubitorule de cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură cu vioase Părinte Dimitrie, Duhul tău. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, într-o cinstită nașterea ta, făptura
aflat veselie și într-o dumnezeiască pomenirea ta covioase, bucurie a primit de pe urma multelor tale minuni, din care dă din destul și sufletelor noastre și ne curățește de întinăciunea păcatelor, ca să cântăm Aliluia. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești apărătoare, nebiruită celor din nevoi și caldă sprijinitoare celor ce nădăjduiesc spre tine, izbăvește-mă din nevoi, că tu ești ajutătoare tuturor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Că sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte
Celorlalți însă
socotind, să-mi sporească necazul în lanțurile mele. Dar ce este nimic altceva decât că în tot chipul, fie din fățărnicie, fie din adevăr, Hristos propovăduiește și întru aceasta mă bucur și mereu mă voi bucura, pentru că știu că aceasta se va socoti mie spre mântuire. Prin rugăciunile voastre și cu ajutorul Duhului lui Iisus Hristos, după așteptarea și nădejdea mea. Pace ție, cititorule, și Duhului tău. Ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Aminte. În vremea aceea a stat Iisus în loc șez și mulțime multă de ucenici ai săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe țări Multirului și al Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau, și toată mulțimea căuta să se atingă de El, că puterea ieșea din El și vindeca pe toți. Iar El, ridicându-și ochii spre ucenicii Săi, zicea: fericiți sunteți voi, cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi, care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei
Și vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca rău, din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, că iată, plata voastră multă este în cer. Pace ție, binevestitorule! Sufletul și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preafericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, ieromonahi, preoți, erodiacon, diacon, monah și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și prurea pomeniții ctiturea acestui sfânt locaș, și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt local. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Am greșit și fără de lege am făcut, și pentru aceasta mânia ta cea dreaptă ne-a ajuns pe noi, Doamne, Dumnezeul nostru,
și umbra morții ne-a împresurat și de porțile iadului ne-am apropiat. Deci către tine, Dumnezeul nostru, cu umilință strigăm noi cei îndurerați, fie-ți milă de poporul tău și nu-l pierde de tot, cu umilință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, Cel ce stăpânești moartea și viața, nu da morții pe robii tăi, ci oprește de la noi mânia și urgia ta, pentru că pierd ca fumul zilele noastre. Răniți suntem ca iarba sau scatăria noastră și perim de tot din pricina păcatelor noastre. Fie-ți milă de robii tăi, într-o pocăință cu lacrimi ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ia și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păzit, ție slavă să-nălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh.
Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pe prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe închinătorii miluitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri eromonahi, preoți, rudiaconi, diaconi, monahi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții țării românești cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitoria acestei sfinte catedrale,
Constantin Șerban Basarab voievod, Mihnea al III-lea voievod, Radu Leon voievod, cu tot neamul lor cel adormit, și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire eroiostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Diaconiile și frățile voastre. Amin. Ca pe cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Da, Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Da, Doamne! Cele bune
sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Dă-mi, cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem. Dă-mi, creștinez vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Da, Doamne! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomeni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, și-a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri, și șade la dreapta Tatălui, și va să vină slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre tarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace o aduce. Mila păcii, jertfă
dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Sus să avem inimile. Avem către Domnul. Să-i mulțumim Domnului cu vrednicie și cu dreptate este Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, 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 Domnul Sabaot, plin este cer. Acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, protejează-ne pe toți cei ce ne iubesc.
bunule, nu le oare în noi, ci rămânește în ceva ce Doamne, cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău duhovnicească al treilea apostolului, pe acesta, bunule, nu le oare de la noi, ci rămânește în noi, ci ceva ce ne rugăm ție. Doamne, cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău duhovnicească al treilea apostolului, pe acesta, bunule, nu le oare de la noi, ci rămânește în noi, ci ceva ce ne rugăm ție. Și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu minință la tine pe trimite, Doamne, pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi, pe aceste darul ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului Tău. Amin. Binecuvântați, Părinte. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Diaconiile, frățile voastre, să ne pomenească Dumnezeu și părinții să până la pe și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor întâlnă și să slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Vretnică ești cu adevărat să te născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea Episcopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și al Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei,
și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește în Sfintelor tale Biserici în pace, întreg cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pe toți și pe toate. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți Sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireaspă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o să vârșim, de la Domnul să cerem. Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Doamne! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel ceresc, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Tău este împărăția și puterea și slava
a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne! Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Această zi a 20-a lunii ianuarie, pomenirea Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Eftimie cel Mare, binecuvântați Preacuvioasă Părinte, pentru a citi. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Cuviosul Părintele nostru Eftimie a trăit în vremea împărăției lui Teodosie cel Mare, ajungând până în zilele împăratului Leon I. Și era de neam din Melitina, cea din tâi cetate Armeniei, din părinți binecredincioși, Pavel și Dionisia, născut din făgăduință ca marele Ioan Botezătorul, purtând nume de veselie, că Eftimie înseamnă veselie. După moartea tatălui său, mama sa l-a încredințat fratelui ei, care era preot, iar acesta l-a dus la casa episcopului Armeniei, care l-a crescut cu dragoste și cu dascăl de seamă, rânduindu-l de copil printre slujitorii bisericii. Și deprinzând bine Sfintele Scripturi, viața curată și toată învățătura credinței poruncită creștinilor de Mântuitorul Hristos, la vreme potrivită a fost făcut preot, iar episcopul i-a dat în seamă grija mănăstirilor și a schiturilor din toată mitropolia Armeniei. Deci, fiind el de 29 de ani, s-a dus la Ierusalim și, închinându-se la sfintele locuri, s-a sălăjluit acolo, aproape de Ierusalim, într-o mănăstire numită Fara, unde a cunoscut pe cuviosul Teoctist, prietenul său de viață și de gând, fiind unul cu altul ca un singur suflet în două trupuri. Și înțelegând ei că nu pot fi izvor de har pentru alții, decât sfințindu-se mai întâi pe ei înșiși, au alergat împreună la adâncul însingurării de lume, căutând să se facă mai întâi ei plăcuți și apropiați ai lui Dumnezeu. Drept aceea, după 5 ani, au ieșit din Fara și au mers de s-au sălăjulit într-o peșteră din râpa unui munte din pustie către Iordan. Și-au locuit acolo mulți ani, în viață aspră de sihaștri, trudindu-și neîncetat trupul și dorind a vorbi în liniște cu Dumnezeu prin rugăciune, aducând astfel sufletului lor hrana cea duhovnicească într-o răbdare, în bunătate și în gândul cel smerit al inimii.
Și din nevoința aceasta a primit marele eftimie de la Dumnezeu, harul Sfântului Duh, darul facerii de minuni și al prorociei. Deci când a binevoit Dumnezeu, au fost descoperiți de niște păstori și au început a veni la ei mulți care se lepădau de lume și au întemeiat mănăstire de obște și lavră de sihaștri, că mulți, auzind pe fericitul Eftimie, nu voiau să se îndepărteze de locul unde era el. Și mulți îl căutau și îl împresurau, iar bolnavii așteptau tămăduire prin trânsul. Însă el dorea a fi mai mult cu Dumnezeu prin liniștea rugăciunii în pustie. De aceea, luând pe ucenicul său Dometian, a ieșit din chilia sa și a venit în munții dinspre Marea Moartă. Și găsind o fântână cu apă, a ridicat chilii și a rămas acolo o vreme. Dar și acolo, văzându-se împresurat de mulțime, s-a întors la chilia sa la cuviosul toctist și petrecea în pustie toată săptămâna, iar sâmbăta și duminica se întâlnea cu cei care îl căutau și multe fapte și semne minunate a lucrat Dumnezeu prin trunsul, cum arată pe larg viața lui. Și era cunoscut și cinstit cu cuviosul Eftimie și de cei trei mari îndrumători ai vieții pusnicești din vremea lui, Sfântul Simeon Stâlpnicul, fericitul Sava cel Sfințit și Sfântul Teodosie. Și toți patru apărau dreapta credință statornicită la sinodul din Calcedon, vorbind împotriva ereticilor din vremea aceea, mai ales împotriva monofiziților. Iar fericitul Eftimie a întors la dreapta credință chiar și pe împărăteasa Evdochia, care căzuse și ea în rătăcirea lui Eutihie. Și s-a sfârșit acest sfânt părinte, prorocind că doi dintre ucenicii lui, Ilie și Macarie, vor fi patriarhi ai Ierusalimului, lucru care s-a întâmplat întocmai. Și n-a căutat niciodată vreo mărire omenească, ci toată viața a rămas un simplu iubitor de străini și un îndrumător de sihaștri. Deci acest fericit, ajungând la 97 de ani, a adormit în Domnul în zilele împăratului Leon cel Mare. Tot în această zi, cuvânt din viața Sfântului Eftimie. Sfântul Eftimie cel Mare, fiind în lavră, în multă lipsă și neajungere, pentru că toate le împărțea în milostenii, răbda sărăcia cea pentru Domnul împreună cu frații. Deci s-a întâmplat că 400 de oameni, pogorându-se de la Ierusalim spre Iordan, s-au abătut în dreapta și au venit în lavră, rânduind Dumnezeu lucrul acesta ca o încercare, precum se pare, ca să se arate fapta cea bună a Sfântului și darul cel dat lui de sus. Și văzându-i bătrânul, a chemat pe Dometian și i-a zis: dați-le oamenilor acestora să mănânce. Iar el a zis: cinstite părinte, nu are chelăria de unde să sature nici 10 oameni, deci de unde am să dau pâine la atâta mulțime? Iar cuviosul Eftimie, plin de dar prorocesc, a zis: mergi și fă precum ți-am zis, că acestea, zice Duhul Sfânt, vor mânca și le va prisosi. Deci, ducându-se Dometian la chelăria cea mică, care se cheamă cămară de pâine, unde mai erau doar câteva pâini, n-a mai putut deschide ușa, căci din dumnezeiască binecuvântare, chelăria era plină până sus, încât se vărsau pâinile afară din chelărie. Și neputând deschide, a chemat pe unii din părinți și au scos ușa. Asemenea și la vin și la un de lemn, aceeași binecuvântare s-a făcut. Și-au mâncat și s-au săturat. Și timp de 3 luni n-au putut să așeze ușa chelăriei. Că precum Domnul n-a oprit a izvorât vadra făinii și ulciorul cu un de lemn al văduvei cele iubitoare de străini, prin glasul prorocului Ilie, în același chip cu adevărat și acestui Dumnezeu stareț, pentru o sârdie a iubirii de străini, i-a făcut o dăruire deopotrivă. Iar Dometian, minunându-se, s-a aruncat la picioarele bătrânului, rugându-se a primi iertare, ca unul care arătase o împotrivire omenească. Și ridicându-l pe dânsul, bătrânul i-a zis: fiule,
cel ce seamănă într-o binecuvântări, într-o binecuvântări se va secera. Deci iubirea de străin să nu o uităm, pentru că prin aceasta, precum zice Apostolul, unii neștiind au găzduit în loc de străini pe îngeri. Și învrednicește căci dacă voi și cei împreună cu voi veți sluji după vrednicie pe toți cei ce vin la voi, străini și frați, primindu-i cu credință, nu va părăsi Domnul locul acela de acum și până în veac, pentru că o jertfă ca aceasta îi place lui Dumnezeu. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de aosul cel rău nu se va teme. Aliluia! Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, de despărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit prin a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia! Drept primind Dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștele și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să și într-o numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele
binecuvântat, de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat, de acum și până în veac. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă, și cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, o cărmuiești viața noastră. Ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i gravnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale, îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Că-al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale celei între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor de Chiei, Făcătorul de Minuni, pentru rugăciunile Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii cinstiți, Constantin și mama sa Elena, și ale preacuviosului Părintelui nostru, Dimitrie cel Nou, Făcătorul de Minuni, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, Vindecătorul de Boli și Făcătorul de Minuni, ale celui între sfinți Părintelui nostru Ioan Gura de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit. Pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare și ale Sfântului Mucenic Eusebiu, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeiștilor Părinți Ioachim și Iana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.